special a Guvernului României, ce voia să modernizeze sistemul public din România, s-a dovedit a fi până la urmă un fiasco. Am pierdut 6 milioane de euro și 150 de specialiști tineri pe care i-am trimis pe banii noștri să studieze peste hotare. Asta ca să-i întoarcem în țară pe salarii de 7 milioane dacă îi angajăm. Radu Oprea este unul dintre cei 149 de tineri trimiși la studii în străinătate, pentru ca apoi, cu știința dobândită de el, să participe la reformarea statului român. Timp de 2 ani a studiat politici publice la cel mai înalt nivel, la Universitate din Los Angeles. 70.000 de euro a cheltuit statul ca să-l școlească. A venit și momentul zero. S-a întors din America plin de speranță. Surpriză însă. Cu greu a fost angajat inspector la Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret. Timp de 2 ani s-au tot schimbat instituțiile. Agenția respectivă a fost desființată, s-a înființat Ministerul Tineretului și Sportului. Pe urmă s-au schimbat 2 miniștri într-un an de zile. Pe urmă s-a desființat, după un an, Ministerul Tineretului și Sportului, s-a înființat Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret. Din păcate, datorită acestei instabilități, practic nu s-a făcut mare lucru pe acest domeniu, pe aceste două domenii importante, zic eu, de tineret și sport. Surprizele tipic românești au continuat. Statul nu avea nevoie de experiența tânărului, ale cărui studii le plătise. Postul nu s-a desființat, un post de execuție. S-a desființat și am ieșit din sistem. Și ai încercat să mai dai concurs și pentru un alt post, într-un alt minister sau într-o altă funcție, într-o altă instituție? Păi nu se fac angajări, deci poți să încerci, dar din cauza crizei economice trebuie reduse posturile din sistemul public. Povestea lui Radu nu este o excepție, ci ceilalți colegi ai lui au descoperit că statul român nu are nevoie de oameni cu pregătirea lor, așa că fiecare a încercat să se descurce cum poate. După modelul californian, Radu Oprea a reușit să implementeze un proiect de politici publice și în țara noastră. Eu am înființat metoda mea proprie de implicare civică, se numește metoda Smart de politici publice. Pe scurt, ce se întâmplă? Oricine poate semnala probleme de interes public la nivel local sau național. Noi generăm o pagină a problemei respective pe care oricine poate să publice soluții. După ce se publică un număr suficient de soluții, cele mai bune soluții fac obiectul unei adrese oficiale pe care o trimitem la autoritatea competentă să rezolve problema. În an de criză, experiența tinerilor bursieri ar fi adus numai bine României, dar guvernul român preferă modelul angajării pe pile și relații. Am dat seama că se mișcă foarte, foarte greu lucrurile într-o instituție publică, lăsând la o parte tot hățișul ăsta birocratic și legile care se cam bat cap în cap, legile care guvernează acest program. Până la urmă e vorba de voință politică. Aici se rezumă totul, după părerea mea. România, țara absurdului, nu sunteți membru, sunteți membru al vreunui partid? Faceți parte, sunteți... Într-un grup de tineret al vreunui partid, am vrut să definesc asta, da? Da, nu fac parte din niciun partid politic. Metoda pe care o dezvolt este apolitică. Ne interesează să lucrăm cu persoane care au funcții publice numite sau alese ca să rezolvăm probleme de interes public. Ce ați fi schimbat în România ultimului an? Ce ați fi, nu știu, recomandat până la urmă? Și sper că ne aude domnul Necula, că poate dăm mai departe, inclusiv cei din guvern. Da, am o experiență practică în Statele Unite la biroul primarului din Los Angeles și am observat un lucru foarte important acolo. Instituțiile publice, mai ales la nivel local, se consultă foarte des cu cetățenii prin diferite metode de implicare civică. Ei, primarii, să spunem în cazul acesta, doresc să afle părerea cetățenilor vis-a-vis de prioritizarea proiectelor de investiții pe anul următor și vor de asemenea să vadă ce noi probleme pot fi semnalate de cetățeni, astfel încât ei să aloce banii publici acolo unde este absolut nevoie. Dacă facem o comparație, pentru că nu vreau să vorbim despre primăria din Los Angeles, dacă facem o comparație între cele două sisteme, vorbea domnul Necula la început despre democrație și că ăsta este momentul de celebrare a democrației, într-un fel au fost cuvintele mele, nu ale dumnealui, pentru că, iată, o instanță a contrazis guvernul. Care ar fi diferența fundamentală între ce se întâmplă în America și în România? Practic, acolo ești mereu în campanie electorală. După ce câștigi alegerile, practic de atunci începe greu și atunci dorești să ții legătura cu cetățeanul, mai ales în perioada când nu există campanie electorală, astfel încât să fii și credibil, dar mai ales am observat că
persoanele pe funcții publice numite sau alese vor într-adevăr să-și păstreze mandatul și astfel... Au mai mare grijă de deciziile pe care le iau. Exact. Domnule Necula, mă îndrept către dumneavoastră și apoi din nou către doamna Angel ca om care îndrumă copiii în viață. Avem acești tineri. Nu i-a folosit, nu că nu i-a folosit numai guvernul Boc, nu i-a folosit clasa politică din România. Ceea ce este ilogic. I-am școlit, i-am adus înapoi școliți și n-am făcut nimic cu ei. Nu ne-ar fi fost de folos, vă întreb însă, măcar în perioada de criză, de ce n-ați mers către dânsii să încercați să-i scoateți din zonele private, că oamenii, fiind capabili, au totuși niște joburi, să-i folosiți? Aveți perfectă dreptate, este o greșeală să renunțăm la expertiza acestor tineri deosebit de valoroși. Și vă dau următorul exemplu și aici sunt solidar cu dumneavoastră până în pânzele albe. La primăria Galați, într-adevăr, angajările se fac pe pile, relații și carne de partid. Aveți perfectă dreptate. Și eu sunt solidar cu dumneavoastră și probabil că ar trebui și vă încurajez pe dumneavoastră de la ce ca partid să e existe o inițiativă. Galați, domnul Necula. Nu contează, e mai puțin important. Că poate se poate întâmpla la oricare partid. Deci angajarea pe pile și relații este o cutumă în România care nu ține neapărat de culoarea politică a primarului sau a președintului Consiliului Județean, în general a celui care face angajări într-o instituție publică. Domnule Cura, că nu numai guvernul angajează funcționari publici. Puteam să ne amintim de competenți? Nu v-am auzit. Că măcar în perioada de criză puteam să ne amintim de competenți. Voiați să completați ceva? Exact. O secundă, domnule Necula. Da, legat de raportul Băncii Mondiale, am văzut că rata de absorbție a fondurilor europene este de 3%. Exact. Suntem pe ultimul loc din ultimele 10 țări care au aderat la Uniunea Europeană. Ei, pot să vă spun că sunt o serie de colegi de-ai mei, inclusiv eu, care scriem proiecte, obținem finanțări, avem finanțări obținute pe diferite ONG-uri sau chiar în mediul privat și, desigur, am putea să ne folosim aceste abilități de a atrage fonduri și din interiorul instituțiilor statului român. Dar nu va cere unii. Din păcate, și aici e al doilea lucru pe care aș dori să-l punctez, în sistemul public ar trebui să se dea funcțiile pe criterii politice până la nivelul cabinetului subsecretarului de stat. Subsecretarul de stat ar trebui să se dea funcțiile pe niște criterii de performanțe foarte ridicate. Pe modelul primăriei din Los Angeles, unde este foarte greu să deții o funcție de conducere. Da. Nu știu dacă sunt multe de completat. Poate doamne Angel în 20...